Slăvit să fie Domnul, v-aș invita să deschidem la cartea 2 Petru, capitolul 1, pagina în Sfânta Scriptură, 1196. 2 Petru, capitolul 1, versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați și iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Avem înaintea noastră un pasaj absolut fascinant despre această mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și așa m-am gândit, dacă vă uitați la epistolele la rând, de ce apostolii scriu unor oameni credincioși despre o credință și o mântuire pe care o aveau deja. Dar cu ce scop să-ți se povestească ceea ce s-a întâmplat ție cu nu știu cât timp? Și sunt foarte multe motive pe care le putem indica, dar unul dintre motive este că una este să experimentezi mântuirea și alta este să o înțelegi. Și nu doar experimentarea mântuirii, ci înțelegerea mântuirii tale te va duce la noi, dacă aș putea să zic, adâncim de înțelegerea lucrării lui Dumnezeu, noi adâncim de proslăvirea lui Dumnezeu, noi adâncim de trăire cu Dumnezeu, dacă înțelegi ceea ce Dumnezeu a început să facă în viața ta. Sunt foarte multe ramificații, ale experimentării. Una e să experimentezi, repede, și alta e să înțelegi. Ale înțelegerii mântuirii pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Foarte mulți dintre noi am fost mântuiți și am avut o înțelegere foarte nesemnificativă, aș putea să zic, a mântuirii noastre. Știam și noi, Dumnezeu a lucrat în viața mea, multe lucruri n-am știut. Și cu trecerea timpului, sondând cuvântul lui Dumnezeu, prin instrumentele pe care Dumnezeu ne le-a dat, am ajuns să înțelegem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Și mai sunt sigur de un lucru. Și lucrul ăsta am văzut în viața oamenilor bătrâni. Nu știu dacă ați văzut oameni bătrâni la 70 de ani care plâng când vorbesc despre convertirea lor. Care plâng. Dumnezeu m-a scos Dumnezeu. 50 de ani, doar știi nu te-a scos Dumnezeu de 50 de ani. Dar pe parcursul celor 50 de ani, abia cu trecerea timpului a văzut să-și dea seama de fapt că ceea ce s-a întâmplat acum 50-60 de ani a fost cu adevărat un miracol al lui Dumnezeu. Oamenii, uitați-vă la cei care, de exemplu, care sunt candidați la botez. Am născut în familie de credincioși, am mers la grupele de copii, apoi la fanfară, la cor și m-am hotărât să-L urmez pe Domnul. El s-a dus, El a făcut, El s-a hotărât, El s-a botezat tot. Cu trecerea timpului se schimbă înțelegerea. Îți dai seama că locul din care te-a scos Dumnezeu a fost atât de adânc încât numai Dumnezeu te putea scoate de acolo. De aceea Apostolul Petru în seara aceasta ne face un fel de survol, da? Un fel de perspectivă panoramică, de ansamblu. Vedem pădurea de la distanță, da? Toată. Nu ne ducem, astea sunt două perspective prin care te poți apropia de text. Una cu lupa, vii și te uiți la o frunză și zici, uite, văd aici ce n-am văzut niciodată. Și alta să te dai în spate și să vezi toată lucrarea lui Dumnezeu pe care El o face în viețile noastre. Și asta sper să reușim să facem în seara aceasta cu ajutorul lui Petru și cu ajutorul Duhului Sfânt. Deci vorbim despre viața creștină, despre mântuire în ansamblu ei, da? Într-o perspectivă de ansamblu. Și în primul rând aș vrea să ne uităm în versetul 1 la primirea vieții creștine, la primirea acestei vieți. Zice Petru, Simon Petru, roba lui Iisus Hristos, către cei ce au
căpătat o credință, da? El vorbește despre această credință pe care noi am primit-o și în primul rând el zice despre această credință despre care el începe să vorbească, că este o credință confirmată. De ce? V-ați gândit vreodată? De ce încep apostolii prezentându-se pe ei înșiși? De ce? De ce trebuie să-mi spună el mie Petru că el e apostol? Pentru ca să certifice ceea ce el urmează să spună. El nu vorbește ca unul care își dă cu părerea. El vine cu autoritate de la Domnul Iisus Hristos, delegat de Domnul Iisus Hristos și tot ceea ce spune el este autorizat și adevărat, este infailibil, este fără greșeală. Noi putem să discutăm, dar eu cred lucrul ăsta despre asta, eu cred lucrul ăsta despre asta. Când Petru sau Pavel sau apostolii vin și ne vorbesc, ei vorbesc cu autoritate. Așadar, credința despre care el ne vorbește aici este o credință confirmată de un apostol al Domnului Iisus Hristos. Și el vorbește prin revelație directă de la Duhul Sfânt. El nu greșește. Aici nu-s paie și grâu, aici nu-i grâu și neghină, aici e numai grâu, este numai adevăr al lui Dumnezeu. De asta credința despre care el vorbește aici și pe care noi am primit-o este o credință certificată. Mai mult decât atâta, este o credință căpătată, zice, către cei ce au căpătat o credință, nu către cei ce au câștigat o credință. Eu cred că noi suntem în stare să facem distinție în seara aceasta dintre a câștiga un lucru și a căpăta un lucru, două lucruri distincte. Noi suntem de acord, toți care suntem aici, suntem de acord că am fost mântuiți prin credință și că mântuirea este un dar. Dar suntem de acord că și credința este un dar. Petru nu spune către cei ce au căpătat o mântuire, ci către cei ce au căpătat o credință. Dragii mei, nu există nimic mai nenatural nouă decât să ne încredem în Hristos. Nouă, în firea noastră, ne vine să ne încredem în noi înșine. Vorbiți cu oamenii de afară dacă vă vine să credeți. Și spune, mântuirea este gratuită. Da, e gratuită, dar dacă eu nu știu ce, ce completează cu ce vrea el? Să se ducă la biserică, să aprindă lumânări, să facă parastase și tot felul de lucruri. Omul, natura lui, omului, natura lui nu-i vine să se încreadă numai în Hristos. Este notabil pentru mine o experiență, mi-mi place să evanghelizez pe mașină. Când e mașina acolo, e teritoriul tău, omul și din bun simț te lasă să vorbești tu. Și am vorbit cu o doamnă învățătoare, o femeie foarte inteligentă. Și am întrebat-o, nu i-am spus nimic, cine sunt, de unde vin, ce fac? Și am zis, doamnă, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, sunteți religioasă așa, sunteți creștini? Da, da, sunt, să știi că eu sunt o femeie care... Bun, zic, doamnă, eu sunt tânăr, aș vrea și eu să vă întreb pe dumneavoastră, cum poate un om să fie mântuit? Eu călătoresc foarte mult cu mașina, vă dați seama, oricând se poate întâmpla ceva. Vai, Doamne ferește, a început să-și facă cruci. Doamne ferește, zic, doar ca ipoteză, se poate întâmpla lucruri. Da, se poate întâmpla. Cum pot să fiu mântuit, doamnă? Păi zice, dacă faci fapte bune și... Acum știți cum, te duci la biserică și ce spune omul în general? Zic, interesant. Domnul, dar de ce a venit Domnul Iisus Hristos? Asta a fost a doua întrebare pe care am pus-o imediat după aceea. Deci discuția a fost foarte scurtă. Păi zice, Domnul Iisus a venit ca să ne mântuiască, să moară pentru păcatele noastre și să ne mântuiască. Eu zic, sunt confuz. V-am întrebat adineauri cum să fii mântuit și mi-a zis că făcând fapte bune, judecându-mă la biserică și așa mai departe. Și când v-am întrebat de ce a venit Domnul Iisus Hristos, mi-a zis că a venit ca El să ne mântuiască. Vă întreb acum, suntem mântuiți prin fapte sau suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos? Și ea zice, bună întrebare. Ea, în prima propoziție, a spus versiunea populară a mântuirii și în a doua propoziție a spus ceea ce ar trebui, zic eu, să ajungem la concluzii de bun simț. Dumnezeu nu-și trimitea Fiul Lui, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat să se încarneze, să se întrupeze, să moară pentru noi, că tu te puteai mântui prin fapte bune. Și este o bajocor la adresa jertfei Domnului Iisus, să-mi pun faptele mele alături de jertfa Lui. Nu doar mântuirea este un dar de la Dumnezeu, credința este un dar de la Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu când Duhul Sfânt vine și ne luminează ochii inimii și vedem persoana Domnului Iisus Hristos, atunci se naște credință în inimile noastre. Deci această credință este confirmată de apostoli, este o credință căpătată, este o credință, uitați-vă aici, este o credință comună către cei, ia auziți, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Noi suntem aici oameni foarte diferiți. Pentru mine este unul dintre cele mai fascinante lucruri cu privire la Biserica Domnului Iisus. Cât de diferiți sunt oamenii de acolo. Unii transpiră mult, alții nu transpiră deloc. Totuși trebuie să vin în același loc. Ți-ar fi mai ușor să nu vii. Altul are chelie, altul nu are. Altul își face freza cumva, altul și-o face altfel. Nu-ți convine de cămașa unuia, nu-ți convine poate de cravata unuia. Nu-ți convine de chelia lui sau de părul lui sau de buclele ei sau de... Nu mai știu ce nu-ți convine. Nu-ți convine că unul are un serviciu prea bun, că câștigă prea mulți bani, că și-a făcut o casă cam mare, că și-a schimbat prea des mașina. Nu ne convine o grămadă de lucruri, dar... Suntem aici pentru că am primit o credință de același preț. Ăsta este lucru care ne face pe toți egali în ochii lui Dumnezeu. O credință comună, aceeași credință. Nu este diferită. Este aceeași încredere pe care El ne-a dat-o ca să ne opunem în Domnul Iisus Hristos, să ne bazăm doar pe El. Ăsta este lucru cu adevărat fascinant.
De aceea eu nu m-aș duce să mă mut în altă biserică doar pentru că sunt unii frați cărora le plac amvoanele alea de genul nave spațiale, știți? Când dacă stai jos nu te mai vezi de el. Și alții zic, dacă ai scos amvonul ăla din adunare, parcă o pleca prezența și chivotul lui Dumnezeu de acolo. Și alții plac amvoanele astea mai micuțe. Măi, nu să mă mut în altă adunare din cauza asta. Chiar dacă nu sunt convine, înțelegeți de ce? Pentru că nu asta mă unește pe mine, că dacă se cântă la chitară sau nu se cântă la chitară, dacă are voie să poarte ceas sau nu are voie să poarte ceas, dacă e cu amvon mare sau cu amvon mic, nu asta mă unește pe mine de frații mei. Nu mă unește nici măcar relațiile de sânge cu frații mei. Nu mă unește nici măcar că tata și cu mama nu m-au dus la adunarea. Nu asta mă unește cu frații mei, că tata m-a dus acolo. Nu asta, că am mers după fusta mamei la adunare. Nu asta. Nici măcar că avem hobby-uri comune, nici măcar că suntem clanuri în adunare și doar unde ne ducem, doar noi să ne ducem la ortodoxi. Nu asta ne unește, dragii mei. Ne unește o credință pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos, de la același preț, zice, cu a noastră, cu a noastră, de același preț, cu a noastră. Slăviți să fie Dumnezeu. El a făcut o lucrare deosebită. Și da, într-adevăr, câteodată mai stai mai inconfortabil, așa, că îl vezi pe unul, că ți-a părut nu știu ce, dar ăsta e lucru care contează cu adevărat, dragii mei. Și s-ar putea să ai dreptate chiar. Dar nu aia contează principal, ci contează ceea ce ne unește pe noi. Deci este o credință certificată, este o credință căpătată, este o credință comună, este o credință costisitoare. Ia ziți, cei ce au căpătat o credință de același, ce preț are credința? Ce ușor vorbim de credință, nu? Credință, crede, credință, credință mare, credință mică. Ce preț are credința? Ca asta zice, credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau prin neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost trimis ca cu 2000 de ani să ispășească pedeapsa, vina păcatelor noastre, să stea în locul meu, lui Andrei Croitoru, pe nume. Domnul Iisus a murit pentru toți. E foarte ușor să spui asta, că nu simți nicio vinovăție. Domnul Iisus a murit pentru lume. E foarte ușor să spui asta, că nu simți că a făcut ceva pentru tine. Nu, Domnul Iisus Hristos, spune Pavel, m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. El a murit pentru ticălosul de Andrei, el a murit pentru nelegiuirile mele, pentru gândurile mele rele, pentru fanteziile mele, pentru spurcăciunile din inima mea, pentru faptele mele rele, pentru atitudinile mele rele, pentru vorbele mele rele, pentru vorbele mele nefolositoare. El a avut păcatul meu, povara mea pe umerii săi. Numerele lui Andrei Croitor era scris pe pieptul marelui preot, Domnul Iisus Hristos, cum numele fiilor lui Israel era scris pe pieptul marelui preot. Și cum purta marele preot pe umeri lui numere copiilor lui Israel, așa a purtat Domnul Iisus Hristos povara mea când s-a dus la cruce de la Golgota. Ăsta este prețul. Că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a stat atârnat între cer și pământ voluntar. El n-a fost o victimă a sistemului religios iudaic. El n-a fost o victimă a romanilor. El de bună voie s-a dus acolo. Ăsta este prețul credinței mele. Ăsta este prețul credinței mele. Este o credință, o credință costisitoare. Este o credință costisitoare. Și este o credință cristocentrică. Zice că această credință are de a face cu dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este Dumnezeu și Mântuitor. El este Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Asta e primirea vieții creștine. Așa se începe. Printr-un miracol. Când se dă cel mai scump lucru care poate exista pe pământul acesta. Întrebarea este cum se continuă. Am predicat într-o adunare de aici din Bucovina, nu vă zic unde, din Filipeni 3, acum foarte mulți ani de zile, eram tânăr. Și după ce am predicat, la un frate i s-a părut că a fost prea mult har în predică. El nu era amvon, nu conducea slujba, nu nimic, s-a ridicat și a spus, fraților, tot ce a spus fratele Andrei, foarte adevărat, cu credința asta, cu mântuirea, prin har, cu asta, dar... Și noi, fraților, trebuie să punem acolo umărul și să facem și să dregem. Și se părea că e prea mult har, ceva. Măi, dacă ăștia o să apucă de crezut în atâta har, o să ia razna cu harul ăsta. Și fratele, de fapt, ce vrea să spună e că viața de credință o încerci prin har, dar o continui prin fapte. Și ajungem și la fapte, că și faptele au un rol. Dar Petru spune ceva foarte interesant în versetul 2, despre progresul acestei vieți. Deci există o pornire pe drum și există o călătorie, nu? Un progres. Cum funcționează călătoria asta? Care este principiul pe care mergi după ce ai început? Și el zice așa, harul și pacea să vă fie? Hopă! Păi nu a ajuns harul de la început? Am fost mântuiți prin har, acum mă... Cam așa auzim de multe ori. Am fost mântuiți prin har. Dar acum faceți și voi ceva.
Ce crezi de acum? Că Dumnezeu tot să... Dumnezeu îți dă. Dar nu-ți bagă în traiță, nu? Ce crezi acum? Și zice Petru că ai început prin har și continui cum? Tot prin har. Tot prin har. Harul și pacea să vă fie înmulțit. Asta este progresul. Dragii mei, este adevărat că toată viața noastră de credință conține fapte. Și trebuie să conțină fapte. Dar sunt niște fapte venite din ce? Din harul lui Dumnezeu. El este acela care lucrează, noi spune Pavel, și ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Trebuie să vreau? Da, trebuie să vreau. Trebuie să fac? Da, trebuie să fac. Dar de ce le fac și vreau? Pentru că este harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care lucrează în spate. Dar cum vine harul ăsta și pacea? Noi mai obișnuim să ne salutăm. Nu, frate, să ai har. Cum? Cum să ai har? Cum poate o adunare să aibă har? Cum poate o familie să aibă har? Cum poate un individ, un creștin să aibă har? Textul ne spune cum. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să fie mult har în adunare. Cum să fie? Știți cum este har în adunare? Când centrul acelei adunări, întâlniri, când centrul acelei slujbe este Domnul Iisus Hristos. Când cântarea este despre El, când predicarea este despre El, când rugăciunea este prin El, atunci vine har și pace. Când o adunare se dezbină, înseamnă că în centrul acelei adunări n-a fost cine? Domnul Iisus Hristos. E foarte simplu. Foarte multe plantări de adunări astăzi, în ghilimele, sunt plantări bazate pe dezbinare. La câțiva frați nu le-au convenit scaunele, s-au dus și zice, Domnul ne-a trimis să plantăm o altă adunare. Nu v-a trimis Domnul să plantați niciun fel de adunare. Niciun fel de adunare nu v-a trimis Domnul. Știu că sunt deranjante lucrurile astea, dar nu i-a trimis Domnul să planteze nicio adunare, credeți-mă. Niciuna. Duhul Sfânt nu face dezbinări. Sunt, dacă mă întrebați, sunt plantări de adunări? Sigur că sunt. În același oraș? Sigur că sunt. Călăuzite de Duhul Sfânt? Sigur că sunt. Dacă te-ai certat de la niște banalități, aia nu este o plantare pe care te-o... Poate Dumnezeu o biserică formată dintr-o dezbinare să o răscumpere El și să o facă o adunare adevărată? Poate Dumnezeu. Poate Dumnezeu. Dar, dragii mei, să nu punem pe seama lui Dumnezeu sclifoselele noastre și deranjurile noastre și când n-am mai căput unii de alții. Să nu punem pe seama lui Dumnezeu. Dezbinarea de acolo vine. Când nu este Domnul Iisus Hristos în centru. Și când nu este Domnul Iisus în centru ca să acapareze atenția noastră, să acapareze dorințele noastre, eforturile noastre, banii noștri, încep să fie discuții pe tot felul de lucruri. Și de acolo vine dezbinarea. Vine dezbinarea. De aceea Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră și pe noi toți să rămânem centrați spre persoana Domnului Iisus Hristos. Atunci este har și pace. Prin Domnul Iisus Hristos. Fără Hristos nu există har și pace. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să magazineze în Fiul lui Iisus Hristos harul și pacea. Fără El nu există lucrurile acestea. Avem har și pace când suntem mântuiți, dar trebuie să continuăm pe același principiu. Deci acesta este principiul. Apoi, la versetul 3 și versetul 4, Scriptura ne prezintă proviziile vieții creștine. Cum spuneam, viața creștină e exact opusul vieții, deci Dumnezeu în viața creștină, ca Tatăl nostru, să comporte exact opus de cum ne comportăm noi cu copiii noștri. În ce sens? Într-o anumită privință. De exemplu, eu mă aștept ca copilul meu să poată să se descurce singur la un moment dat. Să meargă singur, să vorbească singur, să se îmbrace singur, să-și spele vasul singur, să se ducă la baie singur, să nu mai trezească până la 13 ani să mă duc noaptea cu el la baie, că vreau și eu să dorm o noapte întreagă. Înțelegeți? Vreau să înceapă să facă lucrurile astea, să se spele pe mâini singur, să nu mă strige non-stop. Da? Eu, ca un tată binevoitor, fac lucrul ăsta până când el învață. Dar aștept să facă lucrurile singuri. Din punct de vedere spiritual, e exact opusul. Cu cât ești mai matur spiritual, cu atâta conștientizezi că ai nevoie să faci absolut toate lucrurile în dependență de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a pus la dispoziție niște provizii pentru viața noastră creștină. Foarte multă stare de sărăceală spirituală, secetă spirituală vine din neînțelegerea ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi. Ia auzi ce spune. Dumnezeiasca lui putere. Nu zice puterea noastră. Nu spune îngerească lui putere. Omenească lui putere. Ce spune? Dumnezeiasca lui putere. Dar de ce o fi nevoie de dumnezeiasca lui putere? Pentru că eu sunt cum? Slab. Sunt slab, dragii mei. De asta a fost nevoie de puterea lui Dumnezeu, dumnezeiască. Cât de mare e puterea lui Dumnezeu? Cât de mare e puterea lui Dumnezeu? Poate cineva să pună în cum până puterea lui Dumnezeu? Poate cineva să găsească capăt la puterea lui Dumnezeu? Dumnezeiasca lui putere, această putere infinită,
poezia pe care am auzit-o recitată a fost fantastică pentru a înțelege puterea. Cine poate să înțeleagă puterea lui Dumnezeu? A zis, microcosmos, macrocosmos, lumi în lumi și universuri în tot ce... Se oprește mintea în loc. Dumnezeiasca lui putere, care a făcut toate lucrurile acestea fără niciun efort, auziți, ne-a dăruit. Ne-a dăruit. Din nou, n-am câștigat noi nimic. Nu prin eforturile noastre, nu prin puterile noastre. Așa că de câte ori îți vine să te plângi, Doamne, nu pot, n-am putut, Doamne, am fost, am... Nu, no, n-ai nici o scuză, pentru că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit. La ce timp este verbul ăsta? Ne-a dăruit. La ce? La trecut. Deci Dumnezeu a făcut tot ce trebuia să facă ca tu să nu falimentezi, să nu eșuezi. El a făcut absolut totul. Ne-a dăruit. Cât ne-a dăruit Dumnezeu? Măsura. Ne-a dăruit? Tot ce privește viața și evlavia. Pentru ce ne-a dăruit Dumnezeu tot? Dumnezeiasca lui putere. Pentru ce? Auziți, pentru tot ce privește viața și evlavia. Noi s-ar putea să cerem putere de la Dumnezeu, dar pentru ce? Doamne, dă-mi putere să fac afacerea asta, să dau puternic acum, tu nu puternic de tot. S-ar putea să te avute Dumnezeu în unele din treburile tale. Dar dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește. Care e interesul lui Dumnezeu? Viața și evlavia. Ăsta este interesul lui Dumnezeu pentru noi. În sărăcie sau în bogăție. Dumnezeu vrea ca noi să avem tot ca să trăim această viață evlavioasă. Cum ne dă Dumnezeu puterea Lui? Cum ne dă Dumnezeu puterea Lui? De câte ori am strigat și eu la Dumnezeu după putere, credeți-mă. Câteodată am strigat de am avut impresia că aiorez. Și n-am simțit nicio putere. Câteodată aveam, am avut impresia că am primit putere și n-am primit nimica. Cum vine puterea asta? V-ați gândit cum vine puterea asta? În același fel cum ai început viața de credință, pe același principiu pe care mergi în viața de credință. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Pavel spune în Coloseni, voi aveți totul de plin în el. Conectarea ta cu sursa puterii te face să ai putere. Deci problema nu se pune dacă Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a dat tot în Domnul Iisus Hristos. Întrebarea dacă eu sunt conectat la sursa corectă. Asta este întrebarea. Pentru că vedeți dumneavoastră, e foarte ușor să mergi cu o perspectivă asta triumfalistă. Eu cred în Domnul Iisus, așa triumfalist, totul este roz. Nu este așa. Nu este așa. Din păcate, de foarte multe ori, în umblarea noastră pe pământul acesta, ne luăm ochii de la Domnul Iisus Hristos, asta este adevărul. Că altfel n-ar fi fost nevoie să spună Apostolul Pavel să ne ținem ochii ațintiți țintră către căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. N-ar fi fost nevoie să ne spună asta dacă noi oricum făceam lucrul ăsta automat, corect? De asta e necesar să spună, mă, întoarceți-vă înapoi. Și Petru același lucru spune, întoarceți-vă înapoi. Harul și pacea sunt înmulțite prin cunoașterea Lui. Toată puterea dumnezeiască a lui Dumnezeu vă dă toate proviziile de care aveți nevoie să trăiți această viață evlavioasă, tot prin Domnul Iisus Hristos. Întoarceți-vă și uitați-vă la El. Dumnezeu ne-a dat totul de plin în Domnul Iisus Hristos. Prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Vedeți când Dumnezeu, auzim foarte multe ori despre, să știți, dacă te simți totdeauna non-stop slab în credință, s-ar putea să n-ai deloc credință. Și să vă spun de ce. Și un lucru foarte serios. Și testul este următorul. Gândește-te la momentul în care Dumnezeu te-a mântuit. Cum simți tu că, cum ai experimentat-o atunci mântuirea? Pentru că textul acesta spune că Dumnezeu ne-a chemat prin ce? Prin slava și puterea Lui. De foarte multe ori se predică Evanghelia ca și cum Dumnezeu ne face o invitație. Este adevărat că este o ofertă și o invitație, dar este mai mult. El nu ne cheamă numai printr-o invitație, prin vorbe. Pavel spune, Evanghelia a fost propovăduită nu numai cu vorbe, a fost propovăduită cu vorbe, dar nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Asta spune Apostolul Pavel. Înțelepciunea, zice, predicarea noastră nu stă în înțelepciunea vorbirii sau în lucrurile astea, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Când voi veni la voi, spune, voi vedea nu vorbele celor, ci puterea lor. Pavel vrea o dovadă de putere în predicarea Evangheliei. Și aici Scriptura spune că Dumnezeul acesta care își demonstrează puterea în viața noastră de credință și a demonstrat prima dată puterea când ne-a chemat, nu ne-a chemat numai prin vorbe, ci ne-a chemat prin ce? Prin slava și puterea Lui. Adică în momentul în care ai fost convertit, Dumnezeu ți-a arătat slava Lui, frumusețea Domnului Iisus Hristos. Gloria Lui. Și ai simțit o mână puternică care s-a coborât după tine în groapa mocirii și te-a ridicat de acolo. Asta a fost mântuirea mea. Nu un moment în care El mi-a făcut o invitație și eu am zis,
Da, vreau. A fost mai mult decât atâta, dragii mei. A fost o ofertă, a fost o invitație, au fost vorbe, a fost o predicare a Evangheliei, dar a fost o putere. Noi de multe ori spunem, am simțit o putere. Am simțit o putere, am experimentat o putere a lui Dumnezeu. Am scăpat de viciile alea, nu știu cum am scăpat. Cum am scăpat? Că n-am făcut nimic. Dumnezeu cu mare putere m-a smuls de acolo, m-a tras de acolo. Asta este întrebarea, am experimentat eu lucrul acesta? Am simțit eu acea chemare a lui Dumnezeu prin slava, mi-a arătat El gloria lui Hristos și am simțit o putere a lui Dumnezeu care m-a smuls sau nu? Că dacă n-am avut experiența asta, degeaba mă aștept la provizii după aceea. Că eu nici n-am intrat măcar pe cale. Eu nici n-am fost măcar pus, nici nu mi s-a dat măcar pornirea. Dar aminte, ce să vorbesc despre provizii? Eu trebuie să am întâi pornirea corectă, care vine tot de la El. Apoi spune că ne-a mai dat ceva din proviziile acestea. Ne-a dat făgăduințele sau promisiunile Lui nespus de mari și scumpe. Cu ce scop sunt promisiunile lui Dumnezeu? Știți pentru ce, din păcate, pentru ce suntem noi cunoscuți pocăiții? Pentru interdicții. Du-te la un om din lume. Dar voi pocăiții? N-aveți voie. Eu așa îmi imaginez că unii dintre ei se gândesc la noi la adunare, când intră aici în loc de icoane, să nu, să nu, să nu, să nu, să nu, tot e blindat cu să nu. Mă, dacă vrei să trăiești o religie în care n-ai voie să faci nimic, a mergi așa prin viață, așa, ramolit, ca pe sârmă, n-ai voie să faci nimic. Și să ajungi la capăt. E așa și imaginează viața de credință. Nu? Ăsta e sentimentul meu. În timp ce Sfânta Scriptură prezintă lucrurile altfel. Eu zic ce spune. Ne-a dat promisiunile Lui. Avem porunci în Sfânta Scriptură, fără doar și poate. Ne-a dat promisiunile Lui nespuse de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași. Avem promisiuni dumnezești, avem o putere dumnezeiască și avem aici o fire dumnezeiască la care ne facem părtași. În ortodoxie se spune că mântuirea este o îndumnezeire. Noi nu devenim dumnezei în mântuire, ci ne facem părtași dumnezeirii. Eu dacă sunt părtaș cu fratele, eu n-am devenit el, corect? Eu rămân o de persoană individuală, separată de el, dar pot să fiu în părtășie cu el. La fel, pentru că firea noastră, Biblia spune că este o fire pământească, sau o fire pământească, o fire carnală, pentru a trăi viața asta nouă, Dumnezeu trebuie să ne facă părtași firii dumnezeiești. Noi nu devenim dumnezei, mici dumnezei, dar suntem făcuți părtași firii dumnezeiești, ca să trăim această voie. Acum, ne facem părtași treptat, progresiv acestei firi dumnezeiești prin promisiunile pe care le avem. Practic, ai un obicei prost, un eșec constant. Nu știu, luați ce vreți dumneavoastră, un defect de caracter sau un defect de umblare, un păcat. Și găsești în Sfânta Scriptură o promisiune de eliberare, de trăire în sfințenie pe care Dumnezeu ți-o dă. Și aplici lucrul ăla la viața ta. Și prin promisiunea aceea o privești prin credință, Dumnezeu mi-o dă mie, mi-a dat mie promisiunea asta, o reclam înaintea lui Dumnezeu prin credință, în rugăciune și sunt făcut părtași firii dumnezeiești pe baza acelei promisiuni. Cu alte cuvinte, eu pot să cer de la Dumnezeu ceva doar în măsura în care El mi-a promis lucrul ăla. Eu n-am absolut niciun drept să cer eu de la Dumnezeu ce vreau eu. Eu cer doar ceea ce El mi-a promis. Am găsit promisiunea aceea de eliberare, o aduc înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin firea dumnezeiască la care sunt făcuți părtași, El îmi dă viață, putere, eliberare și așa mai departe. Dar, din nou, cum a spus și în versetul 3, nu ai proviziile acestea pentru viață și evlavie decât dacă ai fost chemat. În versetul 4 repet același lucru, dar într-un mod negativ. Zice așa, mi-a dat făgăduințele Lui spus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești după. Trebuia să se întâmple ceva înainte. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci trebuie să fie existat chemarea aceea și când Dumnezeu te chema prin slava și puterea Lui, tu ce ai făcut? Fu la goană! Auzi câteodată la mărturii de botez, auzi așa, câte unii care își povestesc cu atâta patos, nu știu dacă ați întâlnit, cu atâta patos toate mizerile în care au trăit în lume. Fraților, eu vă spun sincer, sunt unele lucruri pe care nu le pot spune nici măcar când îți eu singur, atâta de rușine mi de ele. Eu n-am niciun, cum îi zic să spun mărturia personală, lasă-mă să nu mi-o spun, că nu vreau nici măcar să mi-o aud eu. Știu din mi-a scos Dumnezeu și dau Lui laudă și slavă. N-am niciun fel de... Sau ca Dima, care din dragoste zice pentru lumea aceasta, m-au lăsat. Sau ca Dina, și Dima și Dina din Vechiul Testament, care se uita să vadă ce fac fetele, cum jucau fetele, cum erau fete, dar oare fetele alea cum să poartă, alea cum să, ce-i cu ele, da? Dar Biblia spune că atunci când Dumnezeu te-a chemat prin slava și puterea Lui, tu ce-ai făcut? Te uitai așa cu jind,
De azi înainte nu mai pot să fac lucrurile astea. Ce rău o să fie. Nu, aia nu-i convertire. Dragii mei, aia nu-i convertire. Am auzit și anomalia asta care mi se pare o bajocorire la adresa lui Dumnezeu. Tineri care au păcătuit înainte de botez, că ziceau după botez nu mai putem să păcătuim. Tu n-ai nicio treabă cu Dumnezeu dacă faci așa ceva. Am auzit părinți, am botezat la un moment dat în adunarea în care am fost slujitor, am botezat o fată de vreo 13 ani. Într-adevăr, e ceva special, la o fată care a trecut prin foarte multe experiențe cu leucemie, probleme foarte grave, o fată născută din nou și au trecut vreo 4-5 ani de atunci, o fată născută din nou cu adevărat atinsă de Dumnezeu. A avut cea mai puternică mărturie din tot anul acela la botezurile pe care le-am avut, că au fost vreo 3. Și îi spuneau prietenele pocăite ale mamei el, îți nenorocesc fata! La vârsta asta să se pochească, o nenorociți! Pentru o femeie credincioasă, era o nenorocire ca un copil de 13 ani să se pochească. Vă spun, femeia n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Nicio treabă. Ea n-a gustat niciodată, n-a văzut niciodată ce bun este Domnul. Ea n-a văzut plăcerea, bucuria trăirii cu Dumnezeu. Cum poți să spui așa ceva? Eu vreau copiii mei la anii ăștia să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Nu o să-i botez la anii ăștia, că nu-i mărturia lor credibilă. Dar vrea de acum să fie născut din nou. Eu nu aștept ca să trăiască prin toate păcatele astea și să zic, lasă Domnule să se bucure și El de lumea aceasta, că după aia greu o să fie. Dragii mei, niște anomalii, niște lucruri care trădează cu oamenii aceștia, nu l-au întâlnit pe Dumnezeu, sunt foarte grave. Niște lucruri foarte grave. Un tânăr care se întoarce la Dumnezeu nu este nenorocit. Nu este nenorocit. Ăla atunci aș începe viața adevărată. Este un lucru fascinant în Biblie. Când Dumnezeu poruncește în Egipt să se instaureze Paștele, da? În noaptea morții întâilor născuți, zice, aceasta să fie pentru voi cea din tâi zi a anului. Egiptenii aveau calendarul lor, sărbătorii lor, Dumnezeu zice, egal cu zero. În noaptea asta e ispășirea izbăvirii voastre, începe viața voastră adevărată. De azi să numărați zilele. Viața ta adevărată începe doar în clipa în care te-ai întors la Dumnezeu. Când ai fugit, zice aici, de stricăciunea care este în lume, prin ce? Prin pofte. Eu am trăit, în adunare am trăit cu sentimentul ăsta că mereu se spunea să nu iubim lumea, să nu ne preocupăm de lume. Totdeauna eram într-o confuzie. Mă, eu cu ce să mă îmbrac dacă nu mă ocup de lucrurile lumii? Eu ce o să mănânc dacă mă ocup de lucrurile lumii? Nu știam. Ce lumea asta despre care vorbesc frații? Tot atât au acuzat pe lumea asta, lumea, lucrurile lumii. Doamne, și cu trecerea timpului am devenit mai confuz. Doamne, am început să muncesc, să câștig bani. E păcat să muncesc, că câștig bani, ăștia mă plătesc, ce să fac? Să arunc banii, ce să fac cu ei? Când trebuie să-mi cumpăr haine, astea sunt lucrurile lumii, mâncarea sunt lucrurile lumii, mașina e lucrurile lumii, apartamentul lucrurile lumii, toate sunt lucrurile lumii. Despre ce lume vorbesc frații ăștia, care e atât de rea și de păcătoase? Pavel zice, așa trebuie să fugim afară din lumea asta, dacă așa stă lucrurile. Ce e lumea asta? Petru explică. După ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Prin pofte. Ăsta e lucru despre care vorbește. Și lumea și pofta ei trece. Și ne explică ce înseamnă lăudăroșenia vieții și așa mai departe. Despre asta vorbește. Vorbește de lucrurile materiale. Lucrurile materiale pot deveni un mijloc prin care să-ți manifesti poftele. Nu lucrurile materiale sunt problema. Problema e inima ta. Vrei să dai vina pe creația lui Dumnezeu? Nu. Pavel spune în Timotei că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, ca să ne bucurăm de ele. De asta ni le dă Dumnezeu. Problema este inima noastră, dragii mei. Problema este inima noastră care depășește limitele, care vrea mai mult decât a rânduit Dumnezeu pentru noi. Care începe să taie din rugăciune, să taie din timpul cu familia, să taie din timpul cu adunarea, să taie din toate lucrurile acestea pentru lucrurile materiale. Aia este o poftă. Lucrurile materiale n-au niciun fel de problemă, tu ai o problemă. Unii zic, e păcat să te uiți la televizor. Vă dau un alt exemplu care e foarte popular la noi. E păcat să te uiți la televizor. De fapt întrebarea e pusă așa. Televizorul e păcat? Dar cum să fie televizorul un păcat? Uite, am pus verset din Biblie pe el. Cum să fie televizorul un păcat? Televizorul ăla, dacă e stricat, se deschide singur. Și cu atât mai puțin se deschide pe programe porcoase. Corect? Sau la telenovele. Doar dacă e stricat, se deschide televizorul singur. Nu poate să fie un lucru fizic păcat. Ce e păcat? Când eu stau acasă, e plictisit. N-am nicio plăcere în lucrurile lui Dumnezeu. Hai să stau și eu să pierd vremea. Ai problemă. Problema care e? Televizorul? Nu, tu ești problema. Tu ești problema, nu televizor. Nu, televizor e problema. Foarte ușor îți dăm vina pe tot felul de lucruri când problema este aici înăuntru. Pavel spune că viața noastră a început cu momentul în care am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum, dragii mei, la versetul 3, la versetul 4 avem proviziile Dumnezeu fantastice. Nici unul dintre noi nu poate sonda destul de adânc
ca să înțelegi toate promisiunile lui Dumnezeu, cum suntem făcuți părtași firii dumnezeiești, să înțelegem puterea dumnezeiască a lui infinită, să înțelegem că ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, să înțelegem că ne-a chemat prin slava și puterea lui. Sunt niște provizii suficiente ca să trăim viața de credință. Dumnezeu ne-a dat tot. Și acum, ai putea să zici, dacă ne-a dat Dumnezeu tot, viața de credință e pe pilot automat. Că El ne-a dat tot, așa spune Biblia. Nu este așa. Și vreau să vă spun, viața de credință nu este tu faci jumate, Dumnezeu jumate. Asta sunt clișee, ieftine, goale. Sau alt clișeu, dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face clișee goale. Nu e adevărat. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în viteză. Astea sunt lucruri, clișee aruncate de popor care trădează convingerile lor religioase, să știți. Oamenii vorbesc cu ei și aruncă tot felul de lucrurile astea, le scuipă. Că ei asta cred în realitate. Uite-te la viața lor și vezi că ei asta cred. Nu e așa. Dumnezeu ne dă cât? Nu ne dă 1%, nici 99%. Dumnezeu ne dă tot. Acum întrebarea este, cât trebuie să dăm noi dacă El ne-a dat deja tot? Cât trebuie să dăm? Cât? Tot. Uitați ce spune. Citim versetul 3 începutul și versetul 5 începutul. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu mi-a dat tot, înseamnă că și eu pot să dau tot. Devoțiunea mea, trăirea mea, umblarea mea este într-o dependență totală de Dumnezeu. Eu nu pot nici măcar să voiesc fără să-mi fi dat Dumnezeu. Nu pot nici măcar să doresc fără să-mi fi dat Dumnezeu. Mă fascinează cum Pavel demonstrează lucrul acesta. 2 Tesalonicen, capitolul 2, cu versetul 11, Apostolul Pavel zice fascinant lucrul acesta. Zice așa, el se roagă și zice așa. 2 Tesalonicen 2, cu 11, dacă nu mă înșel. 1 cu 11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință. Dacă eu pot să împlinesc în mine singur dorințele, ar mai trebui să mă rog lui Dumnezeu să le împlinească El în mine? Nu. Ar fi o bajocorie a lui Dumnezeu să zici, Doamne, dă-mi o dorință de bunătate. Dacă tu ar trebui să o dai tu singur, corect? El zice, păi dă-ți-o tu că tu poți. El zice, Pavel se roagă ca Dumnezeu să împlinească noi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorântă din credință. Și acum cineva ar putea să întrebe, păi dacă Dumnezeu ne dă tot și eu nu pot să fac nimic fără El, atunci o să aștept până Dumnezeu îmi dă tot, că eu nu pot să fac nimic fără El. Fals, total greșit. Raționament total greșit, încerci să te justifici. Pentru că Petru spune că Dumnezeu ne-a dăruit la timpul trecut. Ne-a dăruit, a făcut deja lucrul ăsta. Eu nu pot zic, a, păi Dumnezeu nu mi-a dat. Nu, Dumnezeu spune că ți-a dat deja. Așa că falimentul meu, eșecul meu, păcatul meu, obiceiurile mele se datorează în întregime lui Andrei Croitoru. Nimănui altcuiva. Dumnezeu nu este responsabil de falimentele mele, pentru că El mi-a dăruit tot. Și acum spune, de aceea dați-vă și voi toate, foarte interesant, toate ce? Silințele. O perioadă destul de lungă din viața mea, și spun cu tristețe lucrul acesta, am suferit foarte mult în viața personală cu Dumnezeu pentru că n-am înțeles versetul acesta. Știți cum începe viața de credință în trombă? Când Dumnezeu te naște din nou și euforia aia de la început merge așa, o perioadă, luni sau ani de zile, mergi, nici nu simți că mergi cu Domnul. Plin de râvnă, trebuie să te tragă alții înapoi, oh, mai încetul, stai, măi, mai calm, mai judecă întâi ce spui. Ești foarte energic. Și la un moment dat te liniștești, zicem noi. Și nu prea să mai vine să te rogi, nu prea să mai vine să citești Biblia, ți-e greu să postești, ți-e greu să vii de 3 ori pe săptămână la adunare, ți-e greu să te rogi cu familia, încep lucrurile astea să devină grele. Este experiența noastră, dragii mei. Este experiența noastră, ca și în căsătorie. La început ți era ușor să vorbești frumos, ți era ușor să petrești timp cu ea, ți era ușor să o asculti și așa mai departe. Și la un moment dat afli că trebuie să te silești. Îți vine să te scoli dimineața la ora 6? Nu îți vine. Îți vine să te duci la lucru? Nu îți vine. Îți vine să te trezești în miezul nopții și să faci o sticluță de lapte la mic? Vă spun, nu îmi vine. Și dacă mă roagă soția frumos, Andrei, te rog eu frumos, te duci tu să pregăti. Nu-mi vine. Nu-mi vine. Vai, ce bărbat rău e. Da, sunt, nu-mi vine. Și să-l schimb noaptea la ora 2? Nu-mi vine. Deloc, nu-mi vine. Nu-mi vine. Dar ce fac? Niciodată nu mi-aduc aminte să-i fi spus, nu o fac. Lasă-l așa până dimineață, dă-l încolo.
Schimbă-l tu, eu sătul să schimb. Nu. M-am silit cu ochii cât cepele uflate. M-am silit. Mi-a ridicat trupul, nu știu când m-am dus, când am viert laptele, când l-am pus în sticluță. Soția mea s-a speriat la un moment dat. Zice, tu nu-ți aduci aminte când te-ai dus la laptele? Zic, nu țin minte nimic. Nici când ai pus pe foc, nu. Atât de obosit. Nu știu, nu mai știu. Le-am făcut. M-am silit. Mi-a ridicat corpul automatic și le-am făcut. Dragii mei, așa de multe ori trebuie să facem în viața de credință. Îți vine? Nu, Pavel nu spune, când ai chef, roagă-te. Nu găsiți nicăieri în Biblie. Când ai chef, postește. Părere personală, 2 cu 3. Când ai chef, du-te la adunare. Erezia, 3 cu 4. Nu scrie în Biblie așa ceva nicăieri. Când ai chef. Nicăieri în Biblie nu este condiționată viața de credință de cheful nostru. Nicăieri. Spune să ne? Pavel spune în 2 Corinteni, ne silim să-i fim plăcuți. Și Pavel se silea, titanul ăsta, care a scris atâta teologie, care a scris atâta doctrină, care a avut atâta revelație de la Dumnezeu, și Pavel se silea. Credeți că lui Pavel era ușor când se ducea să-l împroaște așa cu pietre, zicea, ha, ce-mi place când îmi dau cu pietrele mine. Când s-a scufundat, s-a rupt corabia cu el, de nu știu, credeți că el nu mai putea de bucurie, era în extaz. Nu e așa, dragii mei. S-a silit. S-a silit. Pentru că Dumnezeu mi-a dat tot, Dumnezeu mi-a dat putere să mă silesc. Iar firea mă va trage înapoi. Firea mă va trage înapoi. Coanei Firica nu îi place rugăciunea. Nu îi place postul. Nu îi place la adunare. Nu îi place să cânte. Știi ce îi place firii? Să fie bosunflată. Am spus la câțiva frați cu care am discutat. Știți pe domnișoarele astea care stau în Carrefour și au o măsuță la intersecția dintre roane în care te pun să încerci anumite cărnuri sau brânză și îți băgate câte o scobitoare în ele, știți? Așa? Și zice, n-ați vrea să încercați brânza adusă din Olanda sau din Italia sau știu eu? Da, să încerci și încerci și te duci mai departe. Așa s-a transformat astăzi multe slujbe din adunări. Vine fratele sau sora, bagă cu bețișorul puțin la rugăciune. Da. Bagă puțin la îndemnul lui fratele, scociorește-o dacă prin el... Nu știu de unde i-a adus asta. Bagă puțin pe la predică, m-a deranjat la minutul cu tare. Ați auzit oameni care aruncă o predică întreagă bună de o oră pentru trei vorbe? Da, nu mai știe nimic. Dar altceva mi-a auzit din predica aia? O fi fost, dar nu, pentru cuvântul ăla. Nu mai, eu nu mai. Știți de ce? Pentru că am transformat slujbele în asta. Suntem la încercat. Nu ne silim. Nu ne silim. Este o silire, dragii mei. Dacă simți vreodată că nu-ți vine, să știi că ești un om normal. Firii nu-i place. Dacă simți în tine conflictul ăla, să știi că ești un om normal. Un om din lume n-are niciun conflict. Ăla numai nu-i place. El n-a niciodată plăcere. Ăla niciodată nu-i place. Ăla niciodată nu-i place. El e mort. Un om născut din nou are un conflict între firea lui. Zice Pavel, firea poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Așa că nu puteți face tot ce voi ziceți. Tot puterea Duhului sunt peste noi. Care ne face să ne silim, care ne face să perseverăm, care ne face să ne supunem, care ne face să veghem, chiar și când nu avem niciunul care stă în post, nu zice, mă, abia am așteptat să fiu de noapte. Să stau așa noaptea, în loc să dorm, să stau, să veghez. Nu. De asta Biblia vorbește despre viața de credință ca o luptă, viața de credință ca un antrenament, viața de credință ca o disciplină, ca o veghere în post. De asta Biblia vorbește așa. Bun, și apoi zice să dăm toate silințele ca să unim cu credința. Nu poți să unești credința cu fapta decât dacă o ai, corect? De unde avem credința asta? Păi ne-a spus în versetul 1 că avem. Credința cu fapta, nu petrecem mult asupra acestor elemente. Credința cu fapta, întâi credința, după aia e fapta. Faptele pe care noi le facem vin din credința noastră. Noi nu facem fapte ca să dobândim credință. Noi facem fapte fiindcă avem deja credința aceasta în Domnul Iisus Hristos și prin credința asta care ne leagă de Hristos, puterea Lui coboară în noi și reușim să facem faptele acestea. Cu fapte unim ce? Cunoștința, cu cunoștința unim înfrânarea, cu înfrânarea unim răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și ne dă niște motivații. De ce să ne silim și să avem toate lucrurile astea? Să le unim, să le aducem împreună, să fie un lanț perfect de virtuți creștine. De ce? Căci dacă aveți, ce vrea Dumnezeu? Care e nivelul vieții pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi? Asta, viața multor oameni credincioși, care ei își pun lor înșiși credincioși, s-a transformat într-o viață, într-o etică minimalistă. Adică cât de puțin pot să fac ca să nu bată la ochi. Dar un fel de piruietă din asta pe marginea iadului. Cât să nu cad, cât să nu bată la ochi, cât să nu mai ia frații în vizor. Cât de puțin pot să mă rog. Cât de puțin pot să vin la adunare, atâta o să... Cât să fiu pe muchie de cuțit. Noi avem în special, unde suntem acum,
anumite persoane care vin odată la cină, odată nu vin. Dar spun duminica în care nu vine. Mă, nu prea des. Așa ușurel, câte puțin, odată da, odată nu. Odată da, odată nu. Odată da, odată nu. Când să îi spui ceva, o venit. Da? Dacă nu o veni, n-ai cum să-i spui. Și data viitoare, când o veni, zici, mă, măcar acum a venit. Cum să-i spun acum când o veni data trecută, știi? Te pune într-o situație asta foarte penibilă. Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Când te întâlnești cu pocăitul clasic, obișnuit, și îl întrebi, frate, cum e? Întrebi, frate, cum e viața de credință? Cum îți spune? De obicei, cum spune? Greu, frate. Greu. Vezi apăsă. Greu pe pământ, nu? Suntem, ora de rugăciune mi se pare fascinantă când auzi rugăciunile individuale. Tu suntem țărână, Doamne! Suntem păcătoși, Doamne! Suntem vai și amardele, dar Tu îndură-te, Doamne! Cumva ne scuzăm înaintea Lui. Doamne! Treacă doar Tu știi cum e. Treacă de la Tine pentru noi. Noi ne amuzăm, dar ăștia suntem noi, dragii mei. Ăștia suntem noi. Venim cu niște scuze de felul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Ăștia suntem noi. Dumnezeu zice că ne-a dat tot și El ne-a dat ca să trăim o viață din belșug. Din belșug. Îmi imaginez că la intrarea în cer nu e nici purgatoriu, nici vâm, nici mica, dar trebuie să fie o sală de reanimare. Când ajung pocăiți ăștia, ofiliți, fărmați toți, rupți toți, cotonăgiți. Cum a fost? Greu a fost, Doamne, dar am ajuns până la urmă. Ce reclamă sau ce spunem noi altor oameni când ei văd viața noastră? Poți să omorți. Greu-i, frate, greu. Mă, nu mai întâlnesc și o pocăiță aia care să zic trăiesc o viață din belșug cu Domnul Iisus Hristos. Nu datorită mie, ci datorită Domnului Iisus Hristos. Vreau să mai văd și eu din când în când fețe senine. Am înțeles, văd pe ăștia, poți să omorți. Dar mai vreau să văd și fețe senine. Vreau să mai văd și... Măi, mai sunt oameni care trăiesc viața din belșug? Este o minciună ce a spus Hristos? Ah, păi sunt... Am câțiva frați care asta ne spun. Când discutăm despre evangelizare, despre mântuirea oamenilor, că nu vin oamenii din sat la adunare, așa va fi în vremurile din urmă. Gata, au rezolvat el problema. Așa e în vremurile din urmă. Dragostea celor mai mulți se va răce. În vremurile din urmă, apostazie, lepădarea de credință. Gata, o rezolvat el cu teologie, o smuls versete de Biblie, o încheiat-o. Așa e, nu vine frață la adunare joia, suntem numai trei. Așa e în vremurile din urmă. Gata, am încheiat-o, o rezolvat-o el. Așa spune Biblia despre noi. Ați găsit undeva în Biblie că Biserica Domnului Iisus în vremurile din urmă va arăta ca o stricată a lumii acesteia? Ați găsit în Biblie așa ceva? Eu n-am găsit. Eu n-am găsit nicăieri așa ceva. Eu n-am găsit că Domnul Iisus a zis, o să dau viață oilor mele vreo 2000 de ani, după aia nu le mai dau. La ultimile oi o să fie cam ciufulite. Eu n-am găsit în Biblie așa ceva. Nu știu de unde ați găsit dumneavoastră teologia asta. Sper că nu aveți. Vreau să vă stimulez, să vă provoc în seara asta. Să vă uitați la cuvântul lui Dumnezeu care ne dă o altă perspectivă despre viața noastră, dragii mei. O altă perspectivă. Altceva. Vrea altceva Dumnezeu pentru noi. Dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, este o viață lăuntrică, asta nu e ceva de exterior, sunt niște virtuți lăuntrice, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Auziți, în ce privește, totul depinde de deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Niciun om nu-L cunoaște suficient pe Domnul Iisus Hristos decât în sfințenie. Amin. Într-o dorință sinceră, silindu-se să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Așa îl cunoști pe Domnul mai mult. Zice aici, expresia e foarte interesantă, în ce privește, nu zice cunoștința a Domnului. Mai sus a spus, că ne este mulțit harul și pacea prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Aici vorbește despre deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e motivația pozitivă. Dacă ai din belșug asta, relația ta cu Hristos va fi fascinantă. Dar cine nu are aceste lucruri, care? Aspectele astea pozitive, virtuțile despre care a vorbit, este orb. Dar vorbește despre orbire în umblare. Este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Vreau să dau o imagine, poate înțelegeți mai bine ce înseamnă asta. Într-o zi mă duceam spre bunicii mei când locuiam la Fălticeni, acum mulți ani de zile. Eram adolescent, nu știu, aveam 12-13 ani și jucau niște băieți între două blocuri, cum erau spațiile acelea verzi, jucau fotbal. Și evident, stâlpii de iluminat nu-s puși în șosea. Acum mai sunt anumale în România peste tot. Dar spus de obicei pe trotuar. Și cum mergeam așa, mă uitam cu jucau ăștia, vorba băieți acolo, mă uitam așa cam la ei. Puf, și deodată am dat de un stâlp. Vă spun, nu mai știam nici de unde vin, nici unde mă duc și ce făceam. Nu știam, pur și simplu eram complet de busola, nu știam unde sunt. Nu știam ce s-a întâmplat, ce cu mine, de unde am venit. Dar eram încă în picioare. Eram viu? Eram. Dar umblam? Acum eram cu ochii deschiși, dar în altă parte. Umblam cam cu ochii închiși, cam asta e treaba. Așa se întâmplă. Îi viu, dar uite-te la viața lui. Dezastruos. Dezastruos. Și zice că omul acesta a uitat că a fost
curățit de vechile lui păcate. Vreau să vă spun, viața de credință se poate descrie în două moduri. Unu, prin viciile de care ai scăpat, sau doi, prin lucrurile pozitive care se văd în viața ta. Credință, faptă, înfrânare, răbdare, cunoștință și așa mai departe. Mulți credincioși pot să spună că nu mai fumează, nu se mai duc în cluburi, nu mai au prieteni nepocăiți cu care să ducă să fumeze sau să drogheze, nu fac o grămadă de lucruri. Dar nu pot să spună nimic despre înfrânarea lor, răbdarea lor, virtuțile lor. Ei au fost curățiți de vechile lui păcate. Dar Petru zice, cine are din belșug ce? Nu doar curățirea de vicii. Aia este necesară, zice că am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Am fugit de ele și am fugit spre ceva, spre ce? Spre Domnul Iisus Hristos care ne umple viața de virtuți. Da, deci viața de credință o poți descrie în aceste două moduri. Prin viciile de care ai scăpat și prin virtuțile care sunt în viața ta. De aceea Petru spune, viața de credință nu constă doar în viciile de care ai scăpat, ci viața de credință constă prin virtuțile pe care trebuie să le ai în viața ta din belșug. Care este înfrânarea ta, dragul meu? Zici, nu fumez, foarte bine faci. Nu mă mai duc în cluburi, foarte bine faci. Nu mai mă droghez, foarte bine faci. Nu mai mă uit la nu știu ce, foarte bine faci. Unde e înfrânarea din viața ta? Unde e credința din viața ta? Unde sunt faptele din viața ta? Unde este răbdarea din viața ta? Răbdarea nu este scrâșnirea dinților, nu? Răbdarea este puterea lăuntrică a Duhului Sfânt care lucrează noi ca să trecem prin circumstanțele nefavorabile din exterior, cu zâmbetul pe buză. Asta este răbdarea. Răbdarea este Richard Wurmbrand în închisoare. Răbdarea este Nicolae Moldoveanu care a scos niște nestemate pe care neamul ăsta, generația mea, dacă ar mai trăi cu 200 de ani, n-a reușit să scrie 3 cântări care lui. Ascultați-mă. 3 n-a reușit să scrie. Puneți cântări făcute de generația pufulete, care au trăit în plapumă și în puf. N-au de unde să scoată. Acolo Dumnezeu a lucrat virtuțile alea. Și noi cântăm imnurile acestea de zeci de ani și dacă Dumnezeu ne dă, are le mai cânta încă sute de ani, dacă limba rămâne la fel. Acolo, prin virtuți, dragii mei, prin virtuți, au avut niște virtuți fantastice. Acolo le-a lucrat Dumnezeu. Asta este realitatea. Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Vreau să mă apropii din încheiere cu a vă face o legătură. De la versetul 5 până la final, ni se dau doar două porunci. El spune, trebuie să ai două preocupări în viața ta de creștin. Unu, sfințenia și doi, siguranța. Sfințenia și siguranța. Noi nu ne sfințim și zicem, ca ortodoxi, mă sfințesc, fac fapte, sau ce cred ei, da, teologia lor, fac fapte și la urmă ajung și Dumnezeu mă pune la balanță sau trec prin niște vâni și dacă trec prin toate și prin toate testele, intru în împărăția lui Dumnezeu. Ei ne consideră pe noi, de care vorbim despre siguranța mântuirii, ne consideră aroganți. Tu nu știi, domnule, tu că ești mântuit. Cine ți-a spus ție așa ceva? Asta e o aroganță? Zic ei. Nu e așa. Pentru că Pavel, același Petru, tot spune de Pavel, același Petru care ne spune să ne dăm toate silințele, să unim cu credința voastră, fapta cu fapta, cu știința și așa mai departe, același Petru care spune, sfințește-te, omule, sfințește-te, să ai lucrurile acestea din belșug în viața ta. Același om spune că ar trebui să trăiesc cu siguranță. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Să fii sigur că Dumnezeu te-a chemat prin slava și puterea Lui. Să fii sigur că Dumnezeu te-a ales din lumea aceasta. Să fii sigur de lucrurile acestea. De ce? Că dacă faceți lucrul acesta, nu veți cădea niciodată. Nu veți aluneca niciodată. Un om nesigur alunecă, să știți. Este așa sau nu? Un om nesigur alunecă. Alunecă. Dacă trăiești, să știu că-s mântuit, nu știu că-s mântuit. Știu că Dumnezeu a lucrat în viața mea, acum nu mai știu. Stau totdeauna în dubile acestea. Lucrul ăsta va afecta viața ta spirituală. Va afecta calitatea vieții tale spirituale. Va afecta umblarea ta pe pământul acesta. Dar, știți care este eroarea? Mulți oameni, mulți credincioși vorbesc împotriva siguranței mântuirii. Știți de ce ei zic? Dacă ești sigur o să trăiești cum vrei tu. Dar uitați-vă că Petru nu crede așa. Petru spune că siguranța mântuirii merge mână în mână cu ce? Cu sfințirea. Dați-vă toate silințele și căutați să fiți siguri, să întăriți chemarea și alegerea voastră. N-ai voie să ai una fără cealaltă. Deci dacă un om, un credincios mi-ar spune, spune frate, cum zice Pavel, spune frate, dar trăiești în idolatrie, în minciună, e hrăpăreț, defăimător și așa mai departe, și el îmi spune, am siguranța mântuirii, eu spun, n-ai trebuit să o ai. La felul în care trăiești, n-ar trebui să ai nicio siguranță mântuirii. Dar dacă ești un credincios care caută să aibă din belșug aceste lucruri și este în dubii cu privire la mântuirea lui, eu l-aș încredința în numele Domnului de mântuirea pe care Domnul i-a dat-o. N-aș încredința pe unul care trăiește în păcat.
dar pe unul care caută pe Dumnezeu din toată inima și care trăiește în sfințenie, lași în credința de lucrurile acestea. De ce? Pentru că Petru le pune împreună. Petru spune, sfințiți-vă și fiți siguri. Nu ce fiți siguri. Spune, sfințiți-vă și fiți siguri. Siguranța mântuirii merge mână-mână cu sfințirea. Dacă nu te sfințești, nu ai niciun drept să te folosești de acest privilegiu al siguranței mântuirii. Niciun drept. Ești mântuit, poate, nu-i treaba mea să-ți spun. Dar nu-i treaba mea să spun. Dar dacă nu trăiești în sfințenie, n-ai niciun drept la siguranța mântuirii. Niciun drept. Niciun drept. Asta e balanța pe care o stabilește Petru aici. Păi aș vrea să fiu sigur în timp ce merg orb, cu ochii închiși și umblu în toate. Nu-i pentru tine siguranța mântuirii. Pentru tine ce-i? Pocăința. Pocăința. Dacă la mine vine cineva și spune, frate, uite, îți nesigur de mântuirea mea. Dar de ce ești nesigur de mântuirea ta? Păi te mă uit la pornografie de 15 ani. Foarte bine ești, că faci că nu ești sigur de mântuirea ta. Păi eu mă lupt cu siguranța mântuirii, nu trebuie să te lupți cu pocăința. Și să fie eliberat de păcat, nu cu siguranța mântuirii. Ai greșit subiectul, total ai greșit subiectul. Corect? El trebuie să se preocupe să se pocăiască atunci. Nu se preocupe de siguranța mântuirii. Se rezolve problema care este în viața lui. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug, din nou intrare, din belșug, sau o intrare sigură în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am stat și m-am gândit la versetul 11. Ce poți să intri altfel decât din belșug? Poți să intri numai puțin? Zice, vi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Cum ai putea să... Ori intri, ori nu intri, nu? Noi nu credem că rămâi în purgatoriu sau pe undeva. Intri sau nu intri, corect? Numai românii cred că poți să intri să stea în pragul cerului. Și îmi imaginez că pragul cerului e mai mare decât sala tronului Dumnezeu, că toți vor să stea în prag. A, eu mă mulțumesc, nu, numai să ajung în prag. Nu este niciun prag. Știți că vorbește în pilda aceea Domnul Iisus Hristos, bogatul și Lazar, despre două locuri. Și zice, între noi și voi este o mare, românul a înțeles prag. Că e un mare prag, în care ei să se ducă ăștia care nu vreau să facă prea mult. Ei să fie numai în prag. Domnule, niciunul nu vrea să fie în sala tronului, să vadă frumusețea Domnului Iisus, să se bucure. El se mulțumește foarte zmerit să fie în prag. Zice, ni se va da intrare din? Adică o intrare de plină, puternică, clară, în siguranță de plină. Că nu poți să intri, ori intri, ori nu intri. Dar Petru folosește limbajul acesta referindu-se și la procesul nostru de sfințire, avem din belșug aceste lucruri și intru din belșug. Este o intrare clară, sigură, puternică, adevărată. Nu o viață în dubii. Nu o viață în dubii. Deci, dumneavoastră, creștinismul a vrut să fie discutat în termeni foarte minimi. În termeni foarte minimi. Cât de puțin să faci. Și să încercăm cumva, cam cu asta ne ocupăm noi astăzi. Din păcate, mulți dintre noi, ne ocupăm să ne punem pernuțe sub cap în timp ce nu trăim viața creștină la intensitatea pe care o vrea Dumnezeu. Îmi pare rău să vă spun, Dumnezeu nu are nimic să ne spună altceva decât de o viață din belșug. Nu o să găsiți în Biblie nicio recomandare sau niciun capitol în care Apostolul Petru sau Pavel să ne spună cum să trăim o viață de creștin minimă. Nu o să găsiți așa ceva. Nu este. Ei n-au intenționat așa ceva pentru noi. Dumnezeu n-a intenționat așa ceva pentru noi. Și să nu ne mai înșelăm, dragii mei, cu lucruri din cultură, din societate sau versete scoase din Biblie, că cumva în vremea în care noi trăim, putem să avem așa, să mergem mai la relantiu. Nu merge. Dumnezeu n-a... Nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți, ăsta e un pasaj de încurajare pentru dumneavoastră. Eu nu v-am mustrat. E un pasaj de încurajare pentru noi. Dumnezeu vrea să ne ridice moralul, Dumnezeu vrea să ne stimuleze, să ne încurajeze. Cât ne-a dat El și că noi trebuie să dăm tot. Tot. Închei cu lucrul ăsta. Oare, frate, e valabilă zeciuiala în Noul Testament, ți-ar conveni ție cu zeciuiala? Ți-ar conveni. Dai numai 10%. Ce faci dacă ai dat 10% și afli a doua zi că este un bolnav de cancer în adunare care are nevoie de, pentru operația lui, de 50.000 de euro? Cât mai dai? Păi eu am dat, nu? Eu am dat 10%. Și ce spune Pavel? Vreau să vă fac un scuz, fraților, harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Și după aceea spune la un moment dat că ei s-au dat mai întâi pe ei înșiși lui Dumnezeu. Și zice, din sărăcia lor, Lucie a dat naște la un belșug de dărnicie. Cum poate Dumnezeu sărăcia Luciei să dea naște la un belșug de dărnicie? Cum? Harul lui Dumnezeu pe care l-a dat. Cât vrea Dumnezeu să dăm? Tot. Dumnezeu nu vrea 5 minute de dimineață. Că am dat 5 minute dimineață lui Dumnezeu și mă duc la serviciu și sunt hoț. Aia e problema. Am dat 5 minute sau 10 minute seara și după aceea să duc, uite tinerii noștri botezați la pornografie. Asta e problema. Că am învățat să dea 5 minute, 10 minute. Nu? Dumnezeu nu vrea să dau 10 minute. Dumnezeu vrea să dau
Tot, că dau lui Dumnezeu 10 minute sau 5 minute sau 100 de lei sau 200 de lei pe lună, să-i dau lui Dumnezeu o duminică în care îi dau limba mea, eu dau lui Dumnezeu două ori și după aia urlu la nevastă mea ca un nebun. Și mă aud vecinii necredincioși și vorbesc despre mine și mărturia adunării făcută praf. Asta e realitatea. Asta vrea Dumnezeu, să-i dau? Nu. Dumnezeu vrea să-i dăm? Tot. Dumnezeu vrea să-i dăm tot. Dacă v-am deranjat sufletele sensibile la vreunul dintre dumneavoastră cu anumite cuvinte mai aspre sau ce știu, v-a văzut râzând la un anumit moment, nu știu ce, dar eu îmi cer iertare, vorbirea mea nu este fără cusuri, așa cum ar trebui să fie, dar promit că în veșnicie o să vorbesc impecabil. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe mine. Amin. Amin.